În avanpremieră la Ziua Marinei, mii de gălățeni au luat cu asalt navele de luptă ale flotilei fluviale de la Dunăre cu ocazia evenimentului Ziua Porților Deschise, organizat duminica 14 august în apropiere de Palatul Navigației. Încă de la primele ore ale dimineții, desfășurarea forțelor navale din portul Galați a atras interesul vizitatorilor. Ziua Porților Deschise a fost o ocazie pentru gălățenii de toate vârstele de a lua contact pe viu cu viața marinarilor militari, de a vedea ce fel de tehnică de luptă folosesc, de a încerca sentimentul de a fi pe puntea de comandă a unei nave de luptă sau de a admira marele pavoaz desfășurat cu fast, așa cum stă bine în zi de mare sărbătoare. Astăzi am dislocat trei nave din organica flotilei fluviale, respectiv monitorul 45 Mihail Gogălnicianu, vedeta blindată 178 Panez și vedeta fluvială 148, pentru a oferi locuitorilor municipiului Galați secvențe de instruire din cadrul divizionale de luptă subordonate flotilei. În felul acesta transmitem un sentiment de încredere cetățenilor României, oferind elemente specifice privind capabilitățile, nivelul de înzestrare și de instruire al marinarilor din cadrul flotilei fluviale. În premieră, la Galați a fost prezentat publicului monitorul 45 Mihail Gogălnicianu, ce a încheiat recent un amplu program de modernizare. O veritabilă fortăreață plutitoare, nava este dotată cu capabilități de artilerie redutabile. Tunuri de calibru de 100 de milimetri, mitraliere și rachete antiaeriene, dar și două aruncătoare de proiectile reactive cu câte 40 de tuburi fiecare. Navele cu peste 100 de guri de foc, dar mai ales echipajele foarte bine instruite, sunt o garanție că flotila fluvială de la Dunăre este gata oricând la datorie. Ne putem lăuda cu cea mai puternică platformă de luptă de pe întreg cursul Dunării, întărind astăzi postura de descurajare și apărare a României pe flancul estic prin controlul gurilor Dunării de către forțele fluviale, mai ales în aceste vremuri turburi când norii negri ai războiului plutesc deasupra Mării Negre, război de care Europa părea să fi uitat. Pe lângă prezentarea navelor de luptă, pe faleza Dunării au fost organizate și standuri cu tehnică și echipamente specifice marinarilor militari. În programul Zilei Marinei de luni, 15 august, este cuprinsă și o paradă a navelor militare, precum și prezentarea unor exerciții demonstrative cu muniție de manevră.